rapidă a soților Ceaușescu, cum o interpretați, domnule general? La 23 decembrie, Iliescu a anunțat că Ceaușescu a fost arestat și un purtător de cuvânt al Frontului Salvării Naționale a asigurat România că el va fi judecat public. În ziua de Crăciun, televiziunea română a transmis însă că Nicolae și Elena au fost deja judecați, condamnați la moarte și executați. La 28 decembrie 1989, ziaristul francez Franz-Oliver Gisbert a scris în prestigiosul ziar francez Le Figaro că, citez, dacă Ceaușescu ar fi avut parte de un proces public, el ar fi putut face dezvăluiri cu privire la foștii săi tovarăși care, după ce s-au certat cu el, au devenit gorbacioviști și tronează astăzi în Consiliul Frontului Salvării Naționale. De aceea era urgent să îi se închidă gura. Era urgent să fie omorât. Domnule general, sunt foarte multe lucruri de spus despre cele întâmplate în decembrie 89 și aș vrea să le luăm pe rând. Cu plăcere, Andrei. În primul rând, domnule general, aici în România s-a zvonit că soția dumneavoastră ar fi lucrat atunci pentru Comunitatea de Informații Externe a Statelor Unite. Este adevărat? Da, Andrei, sigur. Acum s-a pensionat și pot să confirm. Mary Lou, care este și profesoară universitară, m-a ajutat să înțeleg America și eu m-am ajutat-o să înțeleagă România. Restul este, cum se spune, intelligence history și nu își are locul într-un interviu public. Domnule general, revenind la decembrie 89, este problema celor teroriști rămași necunoscuți și astăzi. Știți, bănuiți, cine au fost aceștia? Cântec pentru adormit mițura, Andrei, am fost la curent cu monitorizarea evenimentelor din România acelor zile și știu că nu a fost niciun terorist sau străin acolo. A fost înscenarea generalului Nicolae Militaru, a cărui regrutare de către sovietici am descris-o în Orizontul Roșii, în 1987. La 23 decembrie 1989, era ora 14, televiziunea română a anunțat că Frontul Salvării Naționale a cerut ajutorul Uniunii Sovietice sub pretext că răscoala împotriva lui Ceaușescu ar fi amenințată de teroriști. A fost o minciună. Ambasada sovietică s-a grăbit să confirme minciuna, pretinzând public că era și ea amenințată de teroriști. Câteva ore mai târziu, televiziunea sovietică Vremea informa că Kremlinul a aprobat ajutorul militar solicitat de revoluționare din București. Textul emisiunii Vremea a fost publicat în buletinul american FBIS împreună cu anunțul Frontului Salvării Naționale din România, potrivit căruia Ceaușescu fusese arestat în ziua precedentă și va fi judecat într-un proces public. Analiza dumneavoastră, domnule general, care este? Ce s-a întâmplat în decembrie 1989? Alungarea viceregilor comuniști din Europa de Est a fost atât de pașnică încât ne-a îmbogățit vocabularul cu termenul revoluții de catifea. România a fost singura excepție. 1104 români au fost uciși și 3352 răniți în decembrie 1989. De ce? Pentru că România a fost și singura țară din Europa de Est în care revolta populară împotriva viceregelui comunist a fost furată de comuniști. Într-un interviu publicat în magazinul francez Politic International din septembrie 1988, am spus că, citez,
există posibilitatea ca sovieticii să organizeze o lovitură de stat spre a-și aduce omul lor la putere. În moștenirea Kremlinului, pe care am scris-o în 1992, am explicat pe ce mi-am bazat această prognoză și cum s-a realizat. Cartea s-a tipărit în 60.000 de exemplare la București, dar nu a ajuns în librării, fiind confiscată de noile autorități. 4 ani mai târziu, guvernul președintelui Iliescu a publicat Cartea Albă a Securității, o uriașă operă de dezinformare în 4 volume și 1947 de pagini, care pretinde că securitatea care a ucis și încarcerat milioane de români ar fi servit interesul național al țării într-o anumită etapă istorică. La sfârșitul lui 1996, cancelarul german Helmut Kohl a publicat cartea Vreau unitatea Germaniei, în care a relatat că atunci când zidul Berlinului a fost dărâmat, KGB și Stasi au încercat să creeze pretexte pentru a solicita intervenția militară sovietică în RDG. Avalanșele de oameni care au luat drumul Occidentului au amenințat însă să lase în urmă o țară depopulată. Și asta se pare că l-a convins pe Gorbaciov să vândă în secret RDG-ul pentru cele 34 de miliarde de dolari în cash oferiți de guvernul de la Bonn. Cehoslovacia și Polonia au reușit să-și salveze de la măcelul comunist doi remarcabili militanți politici care urau comunismul cu toate fibrele, Václav Havel și Lech Walesa. Aceștia au raliat populația în jurul lor și au dejucat planurile Moscovei. Conducătorii Ungarie de atunci le-au urmat exemplu. S-a vorbit mult despre evenimentele de atunci și la un moment dat fostul premier din acea perioadă, Petre Roman, spunea că după evenimentele de la Târgu Mureș din martie 1990 ar fi cerut plecarea agenților ruși din România. Cifra oferită public de domnul Roman fiind 75.000. Nu s-a vorbit însă deloc când au ajuns acești agenți în România, cu ce s-au ocupat în mod special în decembrie 89 și dacă au existat, de fapt. Al cânte pentru a dormi Mițura, Andrei. Nu există nicio dovadă că în 1989 și 1990 ar fi existat un influx de agenți sovietici în România. Există însă dovezi irefutabile că după ce a devenit prim-ministru, domnul Petre Roma a ascuns rolul tatălui său, Walter Roman, născut Erne Neuländer, în înăbușirea Revoluției Anticomuniste Ungare din 1956 și în aducerea din Budapesta a liderului ei, Imre Nagy, care a fost apoi executat de KGB. La ce vă referiți?